ați revenit la proful-online, să uitați, dragilor, să dați like sau share și este murdar. Murdar? E murdar. Dar cum stai? Trebuie să mai devreme. Nu. Nu? Gata, acum. Deci, pentru un spectacol de calitate, copiii ar trebui să cumpere mai multe bilete decât numărul de locuri. În sala de sport a școlii sunt 16 rânduri, a câte 25 de scaune fiecare. De 16 rânduri, 16 rânduri, a câte 25 de scaune fiecare. 25 scaune pe rând. Da. Un sfert dintre elevii veniți la un spectacol au cumpărat câte 2 bilete, iar ceilalți câte 4 bilete. Citeți? Un sfert. Da, mai luăm încă o dată, că n-am înțeles. Un sfert dintre elevii veniți la un spectacol au cumpărat câte 2 bilete, iar ceilalți câte 4 bilete. Deci un sfert din cei veniți, da. Nu știm cât o veniți, da? Un sfert. Adică deci, putem pune A. O pătrime din A. Nu știu câți au venit. Din A. A, numărul veniți, da? A, da. Numărul de elevi. Deci o pătrime din A. Elevii veniți la un spectacol au cumpărat câte 2 bilete, iar ceilalți câte 4 bilete. Deci o pătrime din A, 2 bilete, iar ceilalți, câte pătrimi ceilalți? Iar ceilalți câte 4 bilete. Dar ceilalți câte pătrimi înseamnă? 3 pătrimi. 3 pătrimi, că dacă o pătrime o cumpăra 2 bilete, noi ne închipuim că printr-o în segmentul ăsta punem în evidență numărul de elevi. Da. Deci A. Și acum o pătrime împărțim întregul în 4. Da? Și o pătrime cumpără câte 2 bilete. Iar 3 pătrimi cumpără câte 4 bilete. Dar de ce? Da? Ceilalți, adică ceilalți care completează numărul de elevi. Da. Sunt aici o pătrime, da? O pătrime. Și aici sunt câte pătrimi? 3 pătrimi. Da? 3 pătrimi. 1, 2, 3 pătrimi. Bun. Mai departe. Așa. Știm că s-au ocupat toate locurile din sală. Află câte bilete s-au vândut. Adică toate locurile sunt. Mai spune o dată toată problema? Da, trebuie să înțelegem că nu putem reacta de lucruri. Da. Pentru un spectacol de calitate, copiii ar trebui să... De calitate. Așa, de... ce înseamnă calitate? Adică 2 bani degeaba. Adică un spectacol în care n-ai nimic de câștigat, da? Un spectacol de calitate. Păi, nu mai trebuie să n-ai. Al la un spectacol. Da, așa. Deci, o pătrime... deci, pentru un spectacol de calitate, copiii ar trebui să cumpere mai multe bilete decât numărul de locuri. Nu știm câte locuri sunt. 20. Bă, da, știm! Bă, da, 25 sau 16. 25 sau 16 de rând. Nu faci eu 12 16. 25 sau 16. 25 sau 16. Dar citește de la început. Deci, pentru un spectacol de calitate, copiii ar trebui să cumpere mai multe bilete decât numărul de locuri. În sala de sport a școlii sunt 16 rânduri, a câte 25 de scaune fiecare. Un sfert dintre elevii veniți la un spectacol au cumpărat câte 2 bilete, iar ceilalți câte 4 bilete. Știind că s-au ocupat toate locurile din sală, află câte bilete s-au vândut. Au. Ori nu mă duce bine capul, dar mă citești odată, că trebuie să înțeleg. Oh, dar profesor, este nu pot doamna. Deci, doar pot să fac eu. Pentru un spectacol de calitate... Ia ce frumos spune! Da. Copiii... spectacol de calitate, copiii ar trebui să cumpere mai multe bilete decât numărul de locuri. În sala de sport a școlii sunt 16 rânduri, a câte 25 de scaune fiecare. Un sfert dintre elevii veniți la un spectacol au cumpărat câte 2 bilete, iar ceilalți câte 4 bilete. Știind că s-au ocupat toate locurile din sală, avea câte bilete s-au vândut. Proful, vă implor să ne dați mie. Pot să fac 25 16 pe văcut? Da, lasă. Asta era pativă, da? 25 ori 16. Nu se vede. A, nu se vede piciorul de la mine. Nu mă uitați. Ca la balerii. 6 ori. Da. Gata. El vrea să afle numărul total de locuri. Da, știu. Da? Din sală. Numărul total de locuri înseamnă să mulțim 16 rânduri. Pe fiecare rând cât de 25. 16 ori 25. Hai te rog că facem toată lumea mulțirea. Haideți, vă rog. Deci 25 ori 16. Ștefania, cât crezi tu că dă? Nu? Știu eu. Așa, la mulțirea asta, 25 ori 16. Hai să vedem. Băi, gata, atenție. Cam cât crezi tu? Nu. Fă estimativ. Deci omul la mulțirea asta. Estimativ înseamnă să faci în cap sau să ghicești? Nu. Să faci un calcul în viteza cea mai mare. Bine, ai estimat perfect că ai văzut ce a scris el pe tablă. Dar, uite cum aș face eu. M-aș gândi așa, 25 ori 10, 25 ori 10 face cât? 250. Și apoi ori 6. Dar 25 ori 6 e mai greu. Dar aș face 25 ori 5. Adică jumătatea lui 10. Jumătatea lui 10, 250, da un 200. Dar e chiar zis după 250 ori 6 și nu ne-l da. Păi, așa-i. Ba da. 250 ori 6. Nu 250, 25 ori 6. El a zis așa, 25 ori 10 fac 250 și 6 ori 25 înseamnă de 4 ori cât de 25 faci 100 și de 2 ori cât de 25 fac 50, 150 cu 250 fac 400. Iată făcută mulțirea fără să mai facem... Da? Deci, încă o dată, hai să insistiți ca să vedem... 25 ori 6. 25 ori 10 mai întâi. 25 ori 10. Practic știți ce am făcut, copii? Hai să vă explic ce am făcut. Hai mers la lucrări. Imediat. Uite, am zis așa. 25 înmulțit cu 16. Toată lumea scrie. Și tu, Ricky. 25 ori 16 este egal cu 25 înmulțit cu 10 plus 6. Că 16 înseamnă 10 plus 6. Nu așa? Deci 25, în loc să spun 16, zic 10 plus 6. Și egal mai departe cum. Și aplic, ce proprietate se cheamă asta? 25 ori 10, apoi 25 ori 16. Se cheamă distributivitatea înmulțirii față de adunare, da? Da. Și este egal cu, atenție, 25 ori 10 plus 25 ori 6. Și egal cu 25 ori 10 e foarte ușor de făcut, fac 250. Plus 250 plus 25 ori 6, îl scriu pe 6 ca 4 plus 2. Devine 25 înmulțit cu 4 plus 2. Și aplic din nou distributivitatea. 250 plus 25 ori 4, de 4 ori de 25 face 100. Deci 100. Și plus de 2 ori de 25 plus 50. 150. Și vine 250 cu 50 face cât? 250 cu 50 fac 300 și cu 100 asta 400. 400, da. Este exact ce a făcut el aici, concentrat, nu? Cum știm să facem? Da. Concentrat el la maximum la tablă stând într-un picior. El se concentrează foarte tare când stă într-un picior. Da, hai să vedem. Bun. Deci 400 de locuri sunt în sală, da? Deci în sală sunt mai citesc o dată? 400 locuri. Da. Sigur trebuie să mai citesc eu. Și problema spune așa. Mă rog, gata. Pentru spectacol de caritate, copiii ar trebui să cumpere mai multe bilete decât numărul de locuri. Stop, stop, stop. Adică problema s-a pus așa. Copiii, dacă e vorba de un spectacol de caritate, voi luați mai multe bilete decât sunt locurile în sală. Nasol, da. Adică dați bani mai mulți ca să putem să ajutăm pe cineva, că este un copil bolnav și atunci... Adică eu. Nu, tu nu ești un copil bolnav, ci ai avut o singură problemă, un deget, un deget și din cauza asta n-ai putut să vii. Hai să vedem. Nu mă aduc un deget. Zice. Gata? Copii. În sala de sport, de la început. Pentru un spectacol de calitate, copiii ar trebui să cumpere mai multe bilete decât numărul de locuri. În sala de sport a școlii sunt 16 rânduri, a câte 25 de... Sunt 400 de locuri. Asta e. Sunt 400 de scaune, locuri. Bun. Așa. Un sfert dintre elevii veniți la un spectacol au cumpărat câte 2 bilete, iar ceilalți câte 4 bilete. Câte 4 bilete. Știm că s-au ocupat toate locurile. Adică câți elevi au venit dacă s-au ocupat toate locurile? Au venit 400 de elevi. Sigur că da, au venit 400, că s-au ocupat toate locurile. 1 pe 4 din 400. Păi da, mă, să nu îți fac problema. Poate 1 pe 4 din 400. Stai un pic. Deci, știm că s-au ocupat toate locurile din sală. Așa câte bilete s-au vândut? Atenție! Am aflat câte locuri au fost. Fructificăm faptul că s-au ocupat toate locurile și am aflat și câți elevi au ajuns, deci 400 de elevi. Și acum un sfert din ei. Cât înseamnă un sfert? 1 pe 4 din 400. Pot să fac eu la da. E simplu, discutăm. Cât face 8? 400 împărțit la 4 face 100, deci ne dă 100. Deci o pătrime, 1 pe 4 din 400 este egal cu 400 împărțit la 4 și egal cu 100, da? 100 de elevi au cumpărat 2 bilete. Da. Ceilalți... Adică ceilalți 300. Ceilalți 300, acum știm ce înseamnă, nu? Da. Ceilalți 300 au cumpărat câte 4 bilete. Da. Deci, 100 au cumpărat 2 bilete. 300, ceilalți 300 au cumpărat 4 bilete. Câte bilete s-au vândut? S-au vândut 400 bilete. 400 de bani. O să fac eu la tablă să pot. Dau bani. Deci, prima oară e 1300. Băi, nu primesc bani. Dar fac eu atât probleme. Nu primesc bani. 100 ori 2 egal cu 200 bilete. Păi, adică nu se mă mintuiești. Ai vrut să mă mintuiești? 300 au 4. 1200, nu? 1200. 12. 3 ori 4, 12. Și cu 20 ori. Face 1200 bilete. Deci 1400 de bilete s-au vândut. În total, 1400 bilete. Și am răspuns la întrebare. Ce vi s-a părut interesant? Hai să vedem în problema asta. Care a fost șmecheria? Mi-a plăcut atunci când a spus că s-au ocupat toate locurile care erau 400, deci 400 de elevi au fost. Acolo a fost momentul important. Da. Când am fructificat din problemă ce? S-au ocupat toate locurile. Și cum noi am aflat câte locuri sunt... n-aveam cum să aflăm. Asta era. Asta era miezul problemei, da? S-au ocupat toate locurile și autorul ne-a transmis. Aflați voi locurile, am înmulțit 16 ori 25 și ne-au ocupat toate locurile, am aflat și toți elevii. Dacă am aflat toți elevii, am aflat urmă o pătrime, înseamnă 100, iar ceilalți 300, câte o 2 bilete. Spune că se poate și prin alt mod. Ceva din el. Ia să văd. Ceva din el spune. Ceva din el. Da, să vedem ceva din el și cum se manifestă acum. Așa. mă depărtez? Asta e principiul acțiunii și reacțiunii. Dacă explicăm din punct de vedere fizic, din punct de vedere fizic, datorită faptului că forța de plecare este mică, în clipa în care a încercat să șteargă tabla, tabla a acționat asupra lui cu o forță și l-a împins în spate. Da? Și ca să știți și voi, dragilor, el este pe role. De asta. A, așa. Hai, te rog, acum să vedem ce e ideea. Gata. Deci, dați-mi la artiști. Gata, hai, te rog să fie... Ăsta ar fi un segment. Da. Care sunt 400. M-am aflat... Acum, da, că da, sunt 400. M-am aflat că sunt 400 de elevi. Și împărțit la 4. Adică, așa. Și știm că 1 pe 4. Din 400, e 100. Da, e cam aceeași chestie ce ascultă. Păi, este aceeași chestie. Ai vrut, ai dorit, doar să ieși la tablă. Nimic nu ai spus interesant. Da, da, este și prin segmente. Nu, lasă. Așa. O altă problemă, dacă aveți... Păi... Asta e făcută. Da, trei copii aveau câte o sumă de bani. Putem face prin segmente? Să vedem, nu știu. Trei copii aveau câte o sumă de bani. Nu se știe. Primul a cheltuit 1050 de lei. Așa. Al doilea, de 6 ori mai mult. Iar al treilea, cu 1000 de lei mai mult decât jumătatea sumei celuilalt de al celui de al doilea. De al doilea copil. Fiecărui copil i-a rămas de 100 de ori mai puțin decât au cheltuit împreună. Câți lei avea inițial fiecare elev? Deci, trei copii aveau câte o sumă de bani. Nu știm. Da. Primul a cheltuit 1050 de lei. Deci, iată, prin segmente punem... putem prin segmente. Ba da, se poate. Și din ăla scădem 1050. Da, deci a cheltuit 1000. Bun. Tăiem 1050, da? Din 1000. Asta e cheltuit. Să zicem că ăla e 1000. Da? 1050. Așa. Da. După. Al doilea, de 6 ori mai mult. A cheltuit de 6 ori mai mult. De 6 ori mai mult decât ăsta. Da. Adică de cât fac de 6 ori? 1050. 1050 în 6. 1050. 1050 ori 6. Egal. Fără 0, da. 0 îl punem de așa. Da. 6 ori 5. 30. 0. Scriu 3 rețin. 6 ori 0, 0 și cu 3, 3. 6 ori 1, 6. 6300. Deci al doilea cheltuie foarte mult. 6300 de lei. 6300 de lei. Deci, al doilea cheltuie 6000. Așa ai zis, nu? 6300. E corect. Nu așa a spus. Așa am calculat? Așa. Exact. Am tradus faptul că ai cheltuit de 6 ori mai mult decât primul. Iar al treilea, cu 1000 de lei mai mult decât jumătatea a... Deci, iar al treilea, cu 1000 de lei mai mult decât jumătatea sumei cheltuite de al doilea copil. Pot să spun deja jumătatea sumei este 3150. Jumătatea lui 3150, da? Da, da. Și al treilea cheltuie cu cât ai zis? Cu 1000 de lei mai mult decât jumătatea. 4150. Deci jumătate, 1 pe 2 din 6300 este egal, o jumătate din 6300 este egal, a spus mai devreme, cu 3150. Plus încă 1000. Și al treilea cheltuie cu 1000 în plus. Adică cheltuie bucata asta. 4150. Cheltuie bucata asta, vedeți, asta și încă 1000. Nu, jumătate din asta. Da. De jumătate din ea. Din 3150. așa, jumătate, și încă 1000. Și încă 1000, cam așa chiar. Cu alte cuvinte, asta este jumătatea, vedeți cum am venit. Deci 3150 plus 1000. Adică, într-un cuvânt, cheltuie 4150. 4150. Proful, ai spus 100 în loc de 1000 acolo. 1000, da. Foarte bine cum ai atras atenția. Deci 4150. Bun. Mai continuă problema. Așa. Fiecărui copil i-a rămas de 100 de ori mai puțin decât au cheltuit împreună. Trebuie să vedem cât au cheltuit împreună acum. Împreună au cheltuit... Hai să mai luăm o dată problema, că eu înțeleg mai greu. Da? Trei copii aveau câte o sumă de bani. Primul a cheltuit 1050 de lei. Deci la primul știi cât a cheltuit, 1050. Da. Deci seama și voi. Al doilea a cheltuit 6300. Al doilea 6300. Iar al treilea 4150. Putea să fie autorul să le spună așa, dar el le spune destul de amestecat. Să ne complice, să ascundă multe lucruri. Deci el spune așa, atenție, putea să se fie drăguț cu noi și zică, băi, știți ce? Primul o cheltuit 1050, al doilea 6300, nu de 6 ori decât primul, ca să muncim noi. Pe urmă, al treilea, jumătatea sumei primul, al celui de-al doilea, plus 1000. Da. Adică, vreau să vadă, știm noi să facem jumătate. Păi știm, mă. Cum? La 6300 jumătatea este 3150. Și la dată 4150. Pe scurt, puteți spune, primul atâta cheltuie, al doilea 6300 și al treilea 4150. Am simplificat problema. După, fiecărui copil i-a rămas de 100 de ori mai puțin decât au cheltuit împreună. De 100 de ori mai puțin decât au cheltuit împreună. Fiecărui copil i-a rămas de 100 de ori mai puțin decât au cheltuit împreună, adică împărțit la 100. Dar trebuie să vedem suma, adică cât au cheltuit împreună. Cât au cheltuit împreună? Deci ce facem? Ca să vedem cât au cheltuit împreună, adunăm suma pe care au cheltuit-o primul. Acolo au cheltuit 1050 plus 6300 și ne dă plus 4150. 4150 este egal cu... Acolo e 0. Aici este la unități 0. La 10 este... 5 cu 0 și cu 5, 10, 0. 1 rețin. 1 reținem. 1 același, la ducem la 100, 2. 2 și cu 3, 2 și cu 3, 5. Și aici e 0. 5. Și adunăm miile. 4. Nu mai adunăm nici 1. 4 și cu 6, 10. Și cu 1, 11. Deci au cheltuit împreună 11.500. Au cheltuit. Vedeți? Dar problema spune, nu? Dar întrebarea este, câți le avea ei? Stop. Mai citește aici, că aici e miezul problemei. Fiecărui copil i-a rămas de 100 de ori mai puțin. Adică 11.500 împărțit la 100. Pot să fac eu? Lasă-i simplu asta. Ne dă 11.500 de ori mai puțin împărțit la 100. Ne dă 115, proful. Deci 11.500 împărțit la 100. Tăiem 2 zerouri, nu? Ne dă 115 lei. Fiecare copil i-a rămas 115. Asta, fiecare copil i-a rămas 115. Păi așa spune, fiecare copil i-a rămas 115. Cât lei avea inițial fiecare? Uite, 115 cu 1150 la mine. Așa, lasă eu rămas 115 la care adugăm pe asta. Poți să adun eu? Deci, aici ne dă 1165. Deci 1050 plus 115. Hai să spunem că eu la început punem 115. Că i-a rămas la primul. Și în spate punem. Și egal cu... 5 la unități, 5 la 10 cu 1, 6, 0 și cu 1 la sute, 1 și 1. Deci primul a avut 1165. Da? Al doilea. Al doilea, Ștefania, cât crezi că la al doilea? Cum facem la al doilea? 1165. Nu, păi... Nu, m-am uitat. Atenție. Cât i-a rămas, lui? La fel ca și primului. Da, 115. Plus cât a cheltuit? 6.000. Plus cât a cheltuit? 6.300. Plus 6.300. Corect. 6.300. Și este egal cu... 6.415. Da, 6.415. 6.415 a cheltuit. A avut cel de-al doilea. Da. Cel de-al treilea, Ștefania, tot tu, te rog. Al treilea... 1115. Nu, nu, 115. 115. Așa. Plus... 4150. Și este egal cu... 5 la unități. Da? La 10, 1 și cu 1. Nu, la 10. 1 și cu 5 se. La sute 1 și 1, 2. Așa. E la 1004. 4265 a avut al doilea. Da. Vă întreb acum, al treilea. Vă întreb, unde vi s-a părut problema interesantă? Când autouneam asta. Care au fost momentele care... Atunci când a spus că fiecare copil i-a rămas de 100 de ori mai puțin decât au gătit împreună. Asta, fiecărui. Cuvântul fiecărui. Și înseamnă că lor le-au rămas în mod egal. Da. Este esențial în problemă. Fiecărui copil... Vedeți ce înseamnă să știm cu atenție problema? Da, fiecărui copil, adică tuturor celor trei, fiecărui în parte, în loc să spună, le-au rămas în mod egal, după ce au cheltuit diferit, le-au rămas aceeași sumă. În loc să ne spună așa, o face el întoarsă, întortocheată. Fiecărui copil a rămas de 100 de ori mai puțin decât au cheltuit împreună. În loc să spună așa, măi copii, mă, primul a cheltuit 1050, al doilea au cheltuit 3150, al patrulea au cheltuit 4150. În loc să ne spună treaba asta, le formulează așa fel încât să vadă, știm noi ce înseamnă jumătatea, știm noi ce înseamnă... Deci aceste lucruri întortocheate ne sâcăie pe noi cel mai tare. Haideți să vă spunem, nu? Deci problema, în loc să fie făcută simplă, este întortocheată de fiecare dată ca să pătrundem cât mai greu în ea. Și problema aceasta a făcut-o o doamnă, o profesoară din București. A propus-o așa. De unde știi? Că scria. E Elena Minicu, școala numărul 4, Elena Domnișoara. Vi s-a părut grea problema asta, acum după ce am gândit-o? Nu. No. Cum credeți că a făcut problema doamna profesor, învățătoare? S-a gândit în colize. Eu cred că a făcut-o în felul următor. Ea a luat numerele acestea. Am luat cele trei numere, 115, 115, 115. Deci când au propus problema, așa au gândit-o. Și a adunat la una 1050, la alta a adunat un număr care să fie de 6 ori acela, de mai sus. 1050 de 6 ori. La al treilea a adunat pe jumătate din suma asta plus 1000 și a găsit suma totală. Și când am găsit suma totală, am sesizat că, în comparație cu cât a cheltuit, e de ordinul sutelor. Are 2 zerouri aici. Faptul că are 2 zerouri, atunci i-am zis de 100 de ori, să zic mai puțin. M-ați înțeles? Deci, ca să rămână 115, suma exactă. Și cum îmbrăca problema? Îmbrăcat-o în varianta asta ciudată, ca pe voi să vă distragă atenția, să nu pătrundiți deodată în problemă. Da? Ați înțeles șmecheria. Asta era la doamna profesoară. Asta a avut în minte. Doamna învățătoare. O altă problemă. Haideți să vedem. La un concurs de tir, fiecare sportiv execută 30 de trageri. Pentru o tragere poate primi 0 puncte, 5 puncte sau 10 puncte. Eu 10. Poate acumula un sportiv... A, eu am întrebat. Poate acumula un sportiv 305 puncte. În câte moduri poate acumula un sportiv 200 de puncte? Păi, având o dată. La un concurs de tir, fiecare sportiv execută 30 de trageri. Deci, un sportiv, 30 de trageri. Să scriem toate, da? 30 trageri. Da. Așa. Pentru o tragere poate primi 0 puncte. Tragere poate primi 0 puncte. Așa. 5 puncte sau 10 puncte. Sau 10 puncte. Poate acumula un sportiv 305 puncte? Da. Amin. Poate acumula câte? Un sportiv 305 puncte. 305 puncte? În câte moduri poate acumula un sportiv 200 de puncte? Da, o altă întrebare. În câte moduri poate acumula un sportiv 200 de puncte? Da. Acum lucrăm la A. La întrebarea. Poți să spun cum am aflat eu o variantă? Păi să știi problema de acasă, noi, dacă nu ne... Mă pui pe mine într-o lumină așa proastă, dar să gândesc și eu problema. Păi dacă eu nu știu să o fac, ce vrei să fac? Dar poate să-i dea 205, poate să-i dea... 0 puncte. Proful poate să dea 205, dacă ce are și 5. O secundă. Hai să gândim așa. Un sportiv... trage acolo cu pistolul, da? Cu arcul, cu ce trage? Trage odată, se trage în bărării. Adică 0 puncte, nu trage, nu țintește deloc acolo ținta acela. Trage în altceva. Nu, trage numai în oameni să nu tragă. Trage aiurea. Trage într-un lemn din capta. Așa. Și 0 puncte. Are șansa să prinde și 5 puncte. Haideți să vă închipuiți așa. Dar și 10 puncte. Ia uitați, dacă prinde aici centrul ăsta are 10 puncte, dacă prinde cercul ăsta are 5 puncte, și dacă prinde și dacă e în afara cercului, faceți un 0 puncte. Da? 0 puncte. Trebuie să faceți acolo o tufă și dacă dă în tufă... Da, în tufa aceea... Sau într-un om. Nu. Ei bine, el trage, câte am spus, 30 de... El are voie să tragă... Are voie să tragă de 30 de ori. De 30 de ori. Și în 30 de încercări trebuie să putem acumula 305 puncte. Și aici ne întreabă dacă poate acumula. Poate acumula 305? Poate. Eu mă gândeam să fac 30 și de lovituri, ori 10, dacă ne dă 300. Și deja am acumulat, deja am atras de 30 de ori. Deci nu mai poate decât dacă îi dă minte și mai pune 500 de ori. Tu știi doar de minte. Da. Deci atenție, el a prins problema foarte bine. Deci dacă ar ținti pe toate cele 30, pe toate în 10 puncte, maxim cu putință, atunci 30 ori 10, deci 30 ori 10 fac 300. Nu? Deci dacă toate 10, deci dacă toate 30 le-a țintit în maximul de punctaj, încât ca să obțină câte 10 puncte, ar fi 30. Proful, dar nu prea poate. 10. Nu poate. Fac 300. Nu poate. Deci nu poate. Că îi mai rămână că 5. 300 mai e... Dar dacă îi dă mită, cum a zis Michi. Așa. Ca să mai trec o dată și nimerește 5. Deci dacă îi se dă 31 de trageri. Nu? 31 de trageri. Ori el a avut numai 30 de trageri. Da. Și la fiecare tragere, dacă mergem pe varianta că au avut maxim punctaj, 10 puncte, atunci nu atinge decât 300 de puncte, dar 300 e mai puțin decât 305. Și după mai încă are ceva. Răspunsul? Atenție. Răspunsul la prima poate acumula 305? Nu, nu poate acumula 300. Deci nu poate. Nu. Deoarece are doar 30 de trageri și nu are... Nu, pentru că 300 e mai mic decât 305. Pentru că 300 e mai mic decât 305, da? Și am făcut 30 ori 10, 300 și iată, ăsta e motivul. Dar ne mai pun o întrebare. În câte moduri poate acumula un sportiv 200 de puncte? În... Aici mai e mai simplu. Aici trebuie să primim de la treabă. 15 ori 5 plus 10. 15? Păi de ce 15? E jumătatea lui 30. Că să fim în șercă. Deci ce gândește el? Își bate joc din nou. Nici nu așteaptă să ne punem și noi mintea la treabă. Și la rugă poți. Dar să știți, fetelor, ce ne face. Hai să vă spun. Ca să nu ne lasă să gândim și noi, vine el pe piață cu fel de fel de idei și nu știm. Și nu știm dacă sunt bune, ca să pierdem timpul. Am zis-o trăbănile. Ia să vedeți. Una varianta Vicky, da? Mai bine scriem de acum într-un colț. Ricky, ca să nu mai... Așa, Ricky, ca să știu cum să vă da. Ricky. Varianta Ricky. Și el zice așa. Zi, Ricky, ca să ajungi la 30 de trageri. Da. Am nu scoatru nevoie de integrația cu 15, ori nu știu ce, nu știu cum. A, nu-i bun. Ai venit să o trăbit. Nu. Cred că știu eu o modalitate, dar vreau să văd dacă e bun. Ia să vedem. 30 de trageri. A, 16 de trageri. De fiecare dată câtești 5 puncte. 16 câte 50, nu? Ia să vedem. 16 ori 5 egal cu cât? Păi 5 ori 6, 30, 0, 3, 5 ori 1, 5. Deci 3, 80, nu? 80 de puncte. 5 ori 6, 30, 0 și 3 reținem. 5 ori 1, 5. Și ce am reținut, spunem că am reținut 8. 5 cu 3 fac 8. Deci 80 de puncte. Din 16. Aha. Atunci și ne rămân... 14 mai. Da, 14 puncte. 14 trageri mai. Da, așa, 14 trageri. Și facem. Știu eu, proful, e simplu. Și facem. Mai să lăsăm și pierzi, să vedem. Simplu, cea mai simplă. Asta care am făcut-o eu, nu? O secundă. Nu, nu, nu. S-a făcut de baftă și acum tu vrei să-l acoperi. Lasă să-l vedem până la capăt dacă ai idei. Eu nu vreau să-l acopăr. Să lăsăm, să vedem. Da. O modalitate frumoasă. Păi acum facem 200 de puncte, minus 80 de puncte. Ca să vedem câte puncte au mai rămas. Da, din 200 el se interesează câte puncte ar mai trebui să acopere până la 200. Deci din 200... Scade pe ăștia 80 și spune că mai are nevoie de 120 de puncte. Da, am făcut neboftă. Așa. Hai să vedem. Și putem obține... Mai 14, ține minte. 14 trage. Păi 120 împărțit de 14. Păi da, 120 împărțit la 14. Nu merge. Nu merge. Știu eu că nu merge. Am eu o modalitate de 30 de ori. Să mă acoperim cu 14 trageri. Hai să mergem pe ideea lui, să vedem unde se duce el. Cu 14 trageri trebuie să mai acoperim 120 de puncte. Dar mai avem trageri și de 5, și de 10, și de 0. Corect. Știu eu, băi, știu cum se face. Am putea face... Cum acoperim 120 de puncte? Știu. Am putea înmulți cu un număr ca să ne dea alt număr. Și să spunem că ne mai rămân trageri. Trebuie să facem clar problema. Atenție, să finalizăm ideea lui. Varianta lui Ricky nu aruncăm. Deci nu aruncăm. Mai avem acum de acoperit 120 de puncte, atenție, 120 de puncte din 14 trageri. cu varianta de 0 puncte sau de 10 puncte, că cu 5 a rezolvat el. Am luat 16 de asta. A, noi nu avem voie să folosim? A mie nu-mi place jocul ăsta. Păi cum nu-ți place? A mie aia pe asta, mă, hai să o finalizăm. Noemi, participă și tu. Ajută-ți frățiorul, că el se află într-o încurcătură. Noemi, ajută că se filmează și se face de baftă, tu nu înțelegi, trebuie să-l ajuți. Deci trebuie să mă ajut eu pe mine. Trebuie să ajungem la... De nu mă înțelegi ce am vrut să facă. Uite-te, Noemi, el a luat 16 trageri cu câte 5. Și a acoperit 80 de puncte. Mai are acum nevoie de 120 de puncte până la 200. S-a interesat cât... A, mai are nevoie de 120? Păi uite-te, de la 200 până la... Știu. Fiindcă 80 l-a consumat, le-a pus deoparte, le-a realizat. Mai are nevoie să realizeze 120 de puncte. Deci... Din 14, mai 14 trageri. Din 14 puncte, 4 le punem deoparte și le luăm pe 10 puncte. Adică 10 de trageri. Mă, știu de câte ori. 10 ori 100 de puncte și le dă 100. Deci faceți... Știu eu, proful, știu eu. Dar de ce nu mergi cu o dată cu 20, mă? Proful, știu eu. Că ai 120 de puncte. Din câte trageri, de câte 10 puncte faci 120? 120 împărțit la 10. Păi câte vine? 120 împărțit la 10? 12. 12, deci... 12 trageri de... Și 2 trageri dau un 0. Da. 2 trageri de 0. Am eu o modalitate frumoasă. Deci asta e foarte bună. De ce am insistat să scoatem lucruri pe... Un pic. Noemi, ai răbdare să finalizăm ideea lui. Da? Deci punem așa. 16 de câte 5. 2 ori 0 egal cu 0. Și... 12 înmulțit cu 10, fac 120. Da. Vedeți că în total 80 cu 80 de puncte odată și cu 120, odată cât? Vedeți 80 plus 120 egal cu 200 puncte. O variantă, Ricky, bună. Și poți să spui și eu una mea? Te rog. Poți să o variantă mea? Nu. Nu, că o discutăm aici. Spune-mi. Vreau să vină pe role, domnule. A, avea și el problema cu rolele. Pot? Nu, cu rolele... Bine, deci, facem 200 împărțit la 10. 200 împărțit la 10? De ce la 10? Dar de ce să zicem că ne merește de fiecare dată doar în 10. Doar în 10? Da. Și mi-a dat 20 de ori. Adică... Deci din 20 din încercări face 200 de puncte. Și până la 30 mai rămân? Păi mai punem 10 de 0. 10 de 0, sigur că da. Și e simplă. Foarte simplă. Și am terminat-o. Deci o variantă frumoasă. Deci eu spun așa. 200... Nu. 20 ori 10. 20 ori 10. Adică 20 de trageri. 20 trageri a câte 10 și fac 200. Și restul pică. Și mai punem 10 de 0. Și gata. Și 10 ori 0, 10 ori 0, trebuie să facă tot timpul câte trageri în total. Câte trageri trebuie să fie în total? Tot timpul trebuie să avem în vedere. 30. Adică eu am spus prin asta că de 20 de ori nimerește 10 și de 10 ori nimerește 0. Asta ai spus tu. Asta vreau să scot în evidență. Că tu ai punctat așa. 20 de ori în 10 puncte, da? Și de 10 ori în 0 și egal cu 0 puncte, în total 200. Vreau să vedeți o altă variantă, dar scurtă. Varianta a treia, care pleacă de la Noemi. Că Noemi a făcut o idee. Facem cu 5. Adică să luăm câte de 10. Câte de 10. Băi. Băi, îmi dau sufletul aici și voi... Vă amăzați! Gata, ok, gata. Vreau să agăți problema acum, fiți cu mine. Fiți lângă mine. Bine. Veniți lângă mine? Da. Bine. Deci, atenție. La tragerile, micșorez cu o singură tragere. Atenție, noi mei. Micșorez cu o singură tragere. În loc de 20 pun 19 trageri. 19 ori 10 egal cu cât? 19 ori 10? 190. 190. Dar pentru cele 10 puncte cât mai îmi trebuiesc? Câte trageri de 5 am voie? Atenție că am făcut o șmecherie faină. Am scăzut un 10. 190 împărțit la... Câte trageri de 5 îmi trebuie? 190 împărțit la 5. Două, pentru că mai am numai nevoie de 10 puncte. Da, deci 10 aceea, am scăzut 19 trageri, da? Una. Și 10 punctele împart în două. Sunt obligat să merg cu două trageri de 5. 2 de 5 și fac 10. Și am completat. A, și acum completăm. Și completez cu 0 ori. Câte sunt de 0? 19 și cu 2 face 20 și cât? 21. 8 de 0. Și 8 de 0. Deci, nu, de 9 ori 0. 9 ori 0 este egal cu 0. Da? 9 ori 0 egal cu 0. Atenție! Faină de tot problema. La a treia variantă, de la Noemi plecând, de la Noemi, am scos o 10. Da? Acum scad 20. Da? Scad 20. Și o să spun câte trageri fac de 10? 18 trageri. Deci o altă variantă a lui Noemi ar fi 18 ori 10 egal cu 180. Cât mai am până la 200? Cât mai am până la 200? 20. 20 câte de 5 trebuie să fac? 4. Deci 4 de 5, 4 ori 5 egal cu 20. Am completat, repede am completat 200. Da. Da? Și câte au rămas de 0 ori? Păi 18 și cu 4, 22 și m-a rămas 8. 8 de 0 ori. Deci 8 ori 0. 8 ori 8 trage, da? Da. Fac tot 0. O altă variantă. Cât să iau acum? Nu mai iau 18 de 10. 17 de 10. Și cât mai am până completez? 30. Da, 30. Fac 6, da? O altă variantă ar fi 17 ori 10. 200, fac 170. Și 6 ori 5 egal cu 30. Am completat 300 și acum până celelalte de 0 ori le-am făcut aici. Și ce am observat? De fiecare dată când luăm din 18 1, acolo jos când am mulțit cu 5, adăugăm 2. Da. 2. Sigur că da. Că 10 e formate de 2 puncte, da? 2 trageri de 5. În final, povestea este așa. Terminați voi acasă problema asta și spuneți câte variante sunt de completare a 200. Da? Sunt un număr de variante pe care le zicem. Asta e tema pentru mâine, da? Da, copii, mâine ne întâlnim la 5. La 5? Da. Un pic, o jumătate de oră mai. Și la noi la cât? A, bine, avem cei mai mulți. Deci, și nu mai facem jumătatea aceea, nu mai facem pauza și facem un legat. Da? Dar tot de 2 ore. O oră și jumătate. Sunt nevoit să repet la o jumătate, că s-a încălzit afară și proful online are și la 100 bine treabă, da? Bine. La 5 e bine? Da. La noi e bine, de-abia ce avem mai bine. Aveai o problemă? Nu reușești să ajungi la 5? Da, dar mă anunțați, da?